că doar ești lovit pe eu? Nu, spune că îmi doare capul, mă, aici așa. Unde te-a lovit? Spune că lovit, doamne. Cu ce te-a lovit? Palma. Palma? Ți-a dat o palmă în cap? Da. Cristian se juca împreună cu fiul agresorului când l-a lovit din greșeală cu mingea în abdomen. Supărat, tatăl copilului i-a aplicat imediat o corecție. Pur și simplu l-a lovit cu palma peste față. De teamă, băiatul de 8 ani a plecat acasă, unde a început să acuze dureri de cap și vărsături. Părinții s-au speriat și au sunat la 112. S-a jucat cu mingea cu niște copii și părintele unui copil a venit și a dat în el. Acolo, la un colț, la unde s-au jucat. L-au lovit aici, așa, cu copilul spune că cu palma, deci a făcut și treaba mică pe el. De frică? De frică, păi da. Dar de și... ce s-au certat? Nu s-au certat, doamne, s-au jucat cu mingea, fotbal, acolo, așa, copii mai mulți, mici. Și el a venit pe la fată să și de acolo, la... L-a lovit, da. Pur și simplu, nici n-a venit acasă să spună, uite că l-am bătut sau că i-am făcut ceva copilului. Pentru că era posibil ca băiatul să aibă leziuni interne, medicii l-au supus la o radiografie. Copilul a fost agresat de un adult, jucându-se cu un copil s-au certat acolo, apoi tatăl celuilalt copilaș l-a agresat și e cu amețel, cefalee, un sindrom cefalalgic post-agresiune, practic. Nu prezintă leziuni, nu și-a pierdut cunoștința, cefalei, amețele, atât. L-am adus aici pentru investigații. Și a rămas să-i se facă o radiografie. În cazul în care părinții băiatului agresat vor depune plângere la poliție, tatăl nervos s-ar putea alege cu dosar penal.